Deci cei doi se întorc în satul Ghelari de unde sunt și vezi că ei vin cu aerul ăsta de superioritate. Știi că dacă au fost în vest și au locuit acolo, înseamnă că sunt mai deștepți ca toată lumea și, și vezi tot decalajul ăsta între între în, toate momentele filmului, între cei doi care vin din Italia și se dau mari, între frica de, deci faptul că toți, tuturor le era frică de pandemia asta, așa, e nebunul ăla care de fapt, parcă e nebunul de la Curtea Regală, care e singurul care... Da, bufonul regelui. Da. Exact, bufonul regelui. Ăla e singurul care este, deci chiar dacă pare el nebun, ăla e mai aproape de adevăr decât toți ceilalți. Din nou o să fie episodul ăla de la The geeking about movies. Geekering despre filme. Deci Paper Moon e un film cu un... Noi continuăm discuția pe care am avut-o în of. Deci Paper Moon e un film cu un con artist, un scammer de ăsta, dar low-time, care vindea Biblii false. Uh -huh. Și o fetiță de 12 ani care fumează în continuu tot filmul și înjură foarte tare și e... Se dovedește a fi mai mare schemă decât ăsta. Care e schemă. Și am văzut 2020 între Paper Moon, uh, nu, uh, între uh, Where's Papa, despre exact cum ți-am zis, doamna aia de 80 de ani care îl mușcă pe fiesul de 40 de cur de față cu gagica sa cu gagica fiului, și documentarul Peter Bogdanovich ăsta cu Paper Moon despre Buster Keaton. Și am văzut 2020. Și acum vorbim și de-abia acum începe interviul. Să rămână Roxandra, mersi că ai venit. Băi, cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns la 2020? adică, unul, care povestea filmului și care povestea ta? Și ca un disclaimer, hai că o să mai vorbesc un pic spre disperarea oamenilor care se uită. Ca un disclaimer, uh, filmul ăsta și tu sunteți veniți de niciunde... Când vorbim de filmul românesc, sunt anumite caste, în principiu le știu pe toate, tu nu, Faci parte din niciuna. Motiv pentru care m-am decis să fac episodul ăsta. Ia să vedem, mă, că e venit din afară. Da, sunt outsider. Suntem outsider. Sunteți outsider. Da. Dar spune cum ți s-a părut filmul. Nu vreau să vorbesc despre film, vreau să vorbesc despre cum s-a făcut. Pentru că tot timpul, când interacționez cu castele astea, uh, discuția este despre ce trebuie să faci ca să reușești să faci un film, să termini un film. Mm -hmm. Și de fiecare dată când aud niște rețete date de castele astea, mai vine cineva, uite cum o să fie ăsta despre Sergiu Celibidache, care e filmul românesc cu cel mai mare buget. Da. Eu zic ce s-a vehiculat acum și este strict uh, la nivel de zvon, ce spun acum, ci că s-ar fi strâns 16 milioane pentru el, de euro, pentru biopicul lui Sergiu Celibidache. Fantastic. Foarte mult pentru un film românesc. Să vedem rezultatul. Să vedem și rezultatul acum, în contextul în care mie ăsta despre uh, uh, Leonard Bernstein, maestro, mm. mi s-a părut, cu tot respectul, o labă. Dar asta e altă discuție. Hai să ne întoarcem la 2020 și la cum s-a ajuns aici. Cum a ajuns să produci film? Cum a ajuns? Cum, cum a ajuns să se facă 2020? Planuri, proiecții, și bineînțeles după ce se termină tot ce se termină cu 2020, dacă mai este și alt plan. Go! Încep, încep. A, așa. așa, deci totul a pornit de fapt de la o întâlnire pe care am avut-o cu Bobby Bărbăcioru, un regizor care a produs o groază de filme, dar necunoscute pentru publicul din România care a produs, care a regizat mai multe filme, a fost implicat, este implicat de, de mult timp în industrie. Am impresia că am văzut un horror ciudat produs de el. Exact, da. Ceva destul de bizar așa, l-am văzut cum se spune într-un double feature de ăsta, l-am văzut la pachet cu altceva și eram ok și mi s-a prezentat ca fiind, bă, vezi că e produs de un român ăsta. Da. Și uh, Bobi are ceva aparte, să zic așa, din ceea ce am observat eu. Uh, acum, ceea ce a determinat colaborarea noastră a fost faptul că Bobby uh, filma trei filme în același timp, înainte de pandemie. Și cum a venit pandemia și lockdown-ul, el era la filmări în Grecia, nici nu ne cunoșteam atunci, a trebuit să oprească absolut tot. Și un moment care a fost extrem de greu pentru el și pentru toată echipa, îți dai seama, că s-a văzut în situația în care a investit o groază de bani și nu putea să finalizeze ceea ce începuse. Și cum mirat nebunia asta cu lockdown-ul, cu pandemia, cu așa, m-a sunat într-o zi și îmi zice Ruxandra, hai să facem, vrei să joci într-un scurt metraj despre pandemie? Da, hai, cum să nu? Eu, care sunt dornică să joc, adică pentru mine nu există bucurie mai mare decât să joc. Am înțeles, dar tu... Uh... Stai un pic. zi exact ce meseria da. e. Dacă ne luăm după studii, Așa. sunt economist. Am făcut uh, științe economice și... Așa să Dumnezeu. Da. Bun. Așa. Uh, dacă ne luăm după experiența pe care o am, experiența profesională, sunt antreprenor om de marketing. Am, uh, am creat o agenție de publicitate în 2004, uh, care a lucrat cu cei mai mari retaileri din România vorbesc despre Decathlon, despre Cora, despre... Mă rog, Cora a fost acum cumpărată de... Parcura. Da. O aviz către retailerii pe care menționează Ruxandra. Așa. A, așa. nu mai spun uh, nu, zi, 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 da? zi pe toți. Ori zici pe toți, ori niciunul. Cam asta <laughs> Nu, vorbesc serios, adică asta e regula. Ori pe toți, ori niciunul. Deci da. go. Pentru Leroy Merlin, am lucrat pentru Michelin, Yves Rocher, Domo, mult timp. Așa, de la Leroy Merlin, dacă vrei. Leroy Merlo. Așa. Am luat mocheta acum, că ți-am zis că am pus Am pus mochetă zilele astea. Bun, deci aviz. Da, pentru Michelin am lucrat în 14 țări și așa mai departe. Deci, background-ul meu este de om de marketing, dar cu o sensibilitate foarte mare față de tot ceea ce înseamnă actorie. De fapt, eu mi-am dorit să fac studii de actorie, dar cum am avut niște părinți care mi-au impus să fac lucruri serioase, mă rog, care păreau mai safe din punctul lor de vedere, nu am putut să-mi urmez visul. Când eram mică, ziceai replici din filme care îți plăceau în fața oglinzii? Nu, da, zi sincer. Îți pun niște întrebări cheie. Nu, nu făceam asta. În schimb, știi ce făceam? Cântam, făceam fel de fel de scenarii și îi puneam pe copiii din fața blocului să joace în scenetele mele. Asta făceam. Organizam pe toată lumea și făceam secvențe din film, teatru, ce vrei tu. Tu mai ții minte filmul Deliverance care conține o scenă de viol masculin în care niște hillbillies violează niște băieți de la oraș? E, ăla e un film pe care l-am văzut neînțelegând că la ai viol. Uh -huh. Eram clasa 5-a sau a 6 -a. Uh -huh. Și am vrut să fac gri cu prietenii mei al filmului ăla. Să mai întâmplă și de-astea. Adică nu când făceai scenete de-astea cu ceilalți copii, nu se întâmpla să iei filme mult prea mature pentru vârsta voastră? Știi ceva? Nu aveam nevoie să mă inspir dintr-un film. Aveam eu filmele mele deja în creierul meu care rulau și care... pe care trebuia să le scot, știi? Ah, la... ok. Bun. Da. Așa. Deci marketing, going, acting Bun da. Și uh, în 2013 am avut prima experiență să joc într-un film, de fapt Produs de actorie de film uh, Love Building, regizat de Iulia Rugina M-am no. și, și implicat atunci cu agenția, cu absolut tot ceea ce am putut uh, Toți clienții agenției au devenit uh, parteneri ai filmului Ăla a fost primul film al școlii alea de actori care a dat și două lozuri mai încolo. Exact, a fost primul film. Pe urmă am jucat și în două lozuri. Asta. Și am jucat și în alt love building și în încă două lozuri. Așa, iar în încă două lozuri. Deci până la încă două lozuri nu am fost producător sau coproducător. Chiar dacă, deci cumva, făceam treburile astea pentru că mă implicam foarte mult cu tot ceea ce puteam. Uh, și atunci am zis să. Uh, în 2000. Uh, am zis că ar trebui să profe profesionalizez chestia asta. Știi, dacă tot îmi place, dacă tot uh, mă implic, hai să și profesionalizez. Uh. Și așa am creat Vondest Ai înțeles sau am trecut prea repede de la. Sim, ultimul nume pe care l-ai spus, repetă l Ultimul nume. Nu, 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 am, am fost atent ultimul... Vondest? Da. Așa. Și este Vondest Vondest, Vânt din Est. Așa. Sau cum spune vândesc, Alin pancu Este un startup de producție de filme. E o casă de producție de filme, o casă independentă, care pe care am creat-o la Paris okay. și uh, la bază, deci sunt doi cofondatori, uh, Frederic Lanie și cu mine, și uh, dar sunt majoritar. Și uh, am reușit să fac o mărire de capital, adică ne organizăm fix ca un startup. Chiar dacă nu suntem din domeniul tech, am zis, domnule, de ce să nu copiem ce e bun din alte domenii și să le implementăm în. Ok, în pentru Vendest, cât de decisiv este succesul filmului 2020? Este foarte important pentru că este, deci sunt mai mulți investitori care au investit și care au crezut în proiect și este bine să ai un succes. Acum asta nu înseamnă că, adică știm cu toții că suntem în domeniu, este foarte greu în zilele noastre să faci să meargă o firmă, dar să faci să meargă o societate în domeniul artistic este o chestie aproape, e foarte curajoasă să zic așa este foarte curajoasă pentru că obiectul muncii este de natură abstract. Absolut. Și sub obiectivității, subiectivității omului care consumă acest produs de natură abstract. Exact. Nu este matematică sau nu este, e în funcție, e un hazard. Noroc. Roger Ebert, cel mai mare critic de film din toate timpurile, a spus despre Dirty Harry. Așa. Al lui Don Siegel, care mie mi se pare unul dintre cele mai tari filme făcute vreodată, că este un rant idiotic și fascist. Mm. Ca să înțelegi. Deci cam cât de subiectiv și cât de uh, dubios e totul. Și ăsta Absolutely. e un film care 50 de ani mai târziu este la fel de relevant și lumea a uitat de acest subtext fascist pentru că nu exista și probabil se mulase pe contextul social-politic american din perioada aia. Da. Yeah. Acum, uh, dacă... 2020, nu, de ce pun întrebarea asta? 2020 nu e un film de festival. Nu. Nu e de festival. Chiar dacă scurtmetrajul Remi Sivir a fost remarcat în, festi în diverse festivaluri de film și a luat și niște premii. <coughs> Foarte bine. Dar 2020, nu, nu este un film de festival, clar. Aceeași problemă, scurtmetraj transformat în lumetraj, pentru că sunt 2000 aici, în cinemaul românesc, nu știu dacă am voie să vorbesc despre celălalt, dar o să zic. S-a pornit de la cadou și se face filmul în decembrie al Bogdan Mureșanu. Știu despre el. Așa. S-a văzut o parte. N-am -am mm -hmm. voie să povestesc. Așa. Și 2020 vine tot dintr-un scurmetraj. Oarecum. Uh, deci, 2020 ne fiind film de festival, e film de public. Exact. Și acum te întreb din punct de vedere al producătorului, că... Uh, Principala poziție în care ești tu aici e la de producător al unui film. Pentru că, exact cum ai zis tu, e foarte riscant. Să fii producător, e foarte riscant să susții financiar un demes artistic în orice direcție. Chiar dacă acum apare destul de safe bet ăsta să investești în filmul românesc, că e un val de popularitate. Bine meritat, de altfel, legat de filmul românesc. Da, și este fantastic să vezi că există efervescența asta pe piață și că lucrurile funcționează. Adică faptul că există filme românești care au dus peste un milion de spectatori în cinematografie... E unul singur care a făcut un milion. Do we know numbers? S-a da, făcut studiu de piață? Da, 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 s-a făcut studiu de piață. Dar în momentul în care am decis să facem 20-20... Știi, lucrurile, lucrurile se schimbă atât de repede la noi în România, încât, deci chiar dacă făceam studiu de piață, nu, nu puteam să ne bazăm pe cifrele pe care care erau înainte de, de pandemie. Pentru că sunt cu totul și cu totul has been. Au... Post-pandemic e milionul post făcut. Post-pandemic este milionul făcut. Și posibil ca primul Miami Beach să fi fost-o pe acolo dacă n-ar fi prins doar 3 săptămâni de cinema. Da. Că a da. venit pandemia. Da, Și au mai fost filme care au mers, nu au ajuns la un milion, dar care totuși au, au făcut au vândut mult mai bine ca orice alt film românesc în, da, promovat în România. Mm. Uh, și sunt conștientă, știu absolut că nu am, nu am folosit nicio rețetă de succes. În sensul că nu avem un regizor cunoscut, nu avem un cast cunoscut, toți cum ai spus și tu la început, venim de nicăieri. Și atunci, care este cârligul pe care îl folosiți pentru a atrage lumea în cinema? În... Că ai zis că ai făcut marketing, ești da. producătorul filmului. Care este Hucul de marketing de la 2020? Propunem altceva publicului. Propunem uh, un film, o comedie, bazată pe o situație care a impactat lumea la nivel mondial și care ne-a ne-a afectat pe toți, într-un fel, sau cel puțin ne-a schimbat uh, cursul vieții, uh, cu actori care uh, nu sunt influencer sau care nu sunt atât de cunoscuți de publicul larg, dar care sunt foarte buni și care reprezintă foarte bine și într-un mod foarte autentic uh, ceea ce, ce au de reprezentat. Nu scuți paranteza, nici nu știu cum e mai bine, actori care nu sunt influencer sau influencers care nu sunt actori, no pan intended. N-am putut să mă abțin. Nu știu nici eu. Așa. Deci, care. Așa. E și sunt oameni efectiv pasionați, dar pasionați, adică oamenii ăștia filmează împreună de ani de zile, fac chestii fenomenale, deci efectiv sunt. au ceva. Există o chimie. Și o nebunie care e dusă. Ai văzut filmul? E dusă până în pânzele albe. Um... Bun, și atunci, genul ăsta de film e făcut strict pentru publicul românesc? Nu, de asta... Deși e limba română. Băi, e foarte greu acum. Ai curaj să pui întrebarea asta în contextul în care un film într-o limbă asiatică a luat Oscarul pentru cel mai bun film acum 2 sau trei ani, 4, nici nu mai știu. Cu pandemia am pierdut noțiunea timpului, apropo. Mm. Uh, există o tendință de asta de globalizare, tocmai a dat drumul Disney, făcut de Fix serialul Shogun, care e absolut fenomenal și fiecare actor vorbește în limba naționalității pe care o reprezintă în PIS în și personajul Ceea ce este film. fantastic, da. E fantastic, e mega producție. Ai, ai apucat să vezi din Shogun? Da, m apucat să văd din Pai Shogun. de capul meu, cum este. Este e... serialul anului, nici nu știu, până acum câteva luni nici nu știi, este că nu știi de el. Nu, nu știam de el, nu. Și a venit așa. Și a venit de nicăieri, da. Bun, de deci, ce hai să zicem că nu mai există granițe lingvistice, să zicem. Da. Și chiar dacă există, până la urmă noi am ales ca scenariul să fie coscris de un englez și uh, Bobby Barbățoru, iar ideea a fost a lui Bobby Barbățoru care a și regizat, uh, cel care englezul despre care vorbesc este Garrett Brooks. Îmi cer scuze pentru accentul meu englezesc. Așa. Uh, Garrett Brooks. Și ne-am dorit ca, deci chiar dacă vorbim despre România, despre pandemia în România și așa mai departe, ne-am dorit ca umorul pe care îl folosim să fie unul universal și pe care să-l guste și un englez, și un american, și un uh, italian, indiferent. Cu toate astea, filmul are foarte multe manierisme locale. Absolut. Absolut. Dar uite, am Încă avut. Unul dintre ele fiind sindromul răduciuieu mai țin, știi care e sindromul răduce? Nu mai știu. Mai simt când a fost reduce. o săptămână ah, exact. în Italia și după aia s-a întors și vorbea italiană? Și vorbea, da, 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 păi da. Și și asta este foarte fan un film, cum se întorc oamenii ăștia din Italia, căpșunarii, și cum, de fapt, ei cred că sunt Dumnezei pe pământ care au venit și care dau lecții și așa. Al cui e și... mercedes roșu? Al cui fost... e? Un Mercedes roșu extrem de frumos în film E o mașină de colecție. Da, 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 da. Păi nu, că eu vânez exact modelul ăla, da, aia te întreb. Mm -hmm. Este al unui tip care este colecționar de mașini vechi. Așa o vinde? E pasionat. Nu știu, cu siguranță, dacă îi faci un preț bun. E Răzvan Bădulescu, cumva? Nu. Da. Nu. Că era Răzvan. Știi că el e principalul provider de automobile de epocă la... pentru toate filmările din România? Nu știam, nu. Da. Atât de mult am stat și am căutat. Dar hai să ne întoarcem. Da. Deci, cât e specific, cât e, cât e universal filmul ăsta sau cum a fost gândit? Vreau să vă cum a fost gândit uh, filmul ăsta. A fost gândit având un target de public anume sau s-a pornit de la bă, hai să vedem cum putem să facem un film, cât de bine facem și îl targetăm după aia. Cum nu, a S-a pornit de la, pur și simplu a fost ideea, faptul că uh, filmul a fost bine, uh, bine primit în festivaluri și pe urmă zis, hai să facem, hai să facem și o vedea Adică zici de scurmetraj că a fost? Vorbesc de scurmetraj, da, da, dar vorbesc de scurmetraj. Bun, și atunci, let's talk numbers, cât a costat filmul? Nimeni nu vorbește serios despre singurul care răspunde serios la asta, e Maticiuc Săracu. El este cu. Da, 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 da. Doar că el niciodată nu povestește ce combinații colaterale faci, că pe el nu-l costă foarte multe chestii, că s favoruri. Deci, cât va costat 2020? Nu știu dacă ar fi să luăm așa toate costurile, dar toate costurile, aș zice că undeva în jur de 500.000 de, de euro, cu totul. Ok. La 500.000 de, de euro s-a făcut un calcul. Câte bilete trebuie să vindem da, în da, cinematografe? Da, Trebuie să intre în cinematograf. Da, ca să fim la punctul mort, la punctul 0, da, da, da. Cât? Dar nu are sens să vorbim. are sens să vorbim pentru că trebuie să vedem cum se gândește. Băi, are sens să vorbim pentru că trebuie să ne dăm seama câți oameni din România sunt dispuși să iasă la film. Mhm. Uh -huh. Și dacă contează neapărat să faci un film bun. Deci noi pentru a ajunge la punctul zero ar trebui să vindem 200.000 de bilete în cinematografe, dacă ne bazăm doar pe cinematografe. Ne fiind un prag nerealist. Ne fiind un prag nerealist, nu. E... Iarăși, depinde și de noroc, ca în orice. Pe de altă parte, mai este un lucru foarte important. Pentru ca un film românesc să reușească în afară, sau să poată să iasă în afară și să fie interesant pentru platforme sau pentru stațiile TV, trebuie să aibă niște cifre bune, niște indicatori buni în țara de unde provine. Și de asta, deci, pentru noi, rezultatele din cinematografie sunt foarte importante. Păi, asta sunt foarte curios, că vorbeam cu domnul care a făcut marketingul pentru Miami Beach 2 mm -hmm. și el a avut. Cine? Uh, nu contează. Așa. Ce o să agenție? Menționez mai încolo. <laughs> uh, din nou, nu contează. Se poate afla foarte ușor. Și mi-a zis, băi, eu din ce calcule și din ce survele personal am făcut, există un potențial de 2 milioane de plătitori de bilet în România. Absolut, da. Și am zis, bă, nu e cam mare, adică 10% din populația României, să mă Dumnezeu, un pic mai mult de 10%, e mm -hmm. cam mult. Și a zis, băi, nu, eu am pornit de la Netflix și câți plătitori de abonament din România sunt pentru Netflix și cât de sustenabil ar fi un proiect făcut de Netflix exclusiv pentru România, ceea ce se întâmplă acum cu serialul Subteran, că nu mai e niciun secret, toată lumea știe că se filmează serialul Subteran, primul proiect Netflix în București. Și a zis, cum să fac eu să-i scot pe toți la cinema? Da. Și demersul lor a fost uh, fix ăsta și cu chestii foarte targetate, doar că el înțelegea exact publicul căruia îi se adresează. Adică dacă îl puneai să facă un profil psihologic al uh, omului care vrea să vină să plătească să vadă Miami Beach 2, el putea să zică foarte clar și regional. Mm -hmm. Voi cum ați tratat ca marketing piața românească? Regional sau ați tratat ca pun tot așa? Ca pe un tot am tratat. Dar bineînțeles cu focus pe orașele, în care, pe orașele importante din, din țară, clar. Și stai puțin că mai avem o problemă în România, faptul că nu prea există cinematografe. Numărul de cinematografe este foarte mic. Faptul că biletele se pun în vânzare foarte târziu și ai puțin spațiu de tras, Uh, deci sunt niște, sunt niște frâne, să zic așa, la, dar asta este, trebuie -ați să... V-ați avut campanie de pre-sale? Nu, nu am avut campanie de pre-sale. Uh, nu am avut campanie de pre-sale. Pentru că, uite, Pentru... altă chestie, un foarte bun tool de marketing este pre-sale-ul. Uh -huh. Și e și un foarte bun indicator legat de interesul pe care îl are un film. Da. Din nou, eu spun ce mi s-a explicat și mie și da, cumva da. asta da. și am observat asta am observat cum a impactat pre-sale-ul filmul Team Building, care yeah. ala e cel mai bine vândut film românesc. Românesc, da. Așa. Am văzut cum a impactat și Miami Beach 2. Am văzut și la tă, Taximetriști. Am văzut și la Claus și Barroso. Uh -huh. Da, întreb de Prisel. Pe de altă parte, uite, lanțul de cinemauri de mall din Oradea nu puteau să implementeze pre-sale-ul. Lumea voia să cumpere. Și nu aveau cum. Și nu aveau cum. Același lucru din motivul ăsta, pentru că procesul devenea foarte complex, am ales să nu facem campanie de pre și pur și simplu să, să ne concentrăm foarte tare uh, resursele pe săptămânile când filmul va fi în cinematografie sau în perioada aia foarte apropiată de... Filmul intră pe cinema, o să stea în cinema. După care probabil o să intre pe un serviciu de streaming. Asta ne, ne dorim, da. <sus> Și filmul intră în cinematografie din 15, de pe 15 martie. Din, mari. din 15, așa. A, așa. De pe 15 puteți să vedeți 2020 filmul ăsta uh, despre care vorbim acum și fiind și scopul principal. Repet, ce m-a atras pe mine foarte mult la toată povestea asta a filmului este că sunteți veniți de niciunde și nu aveți nicio legătură. Băi, să mă Dumnezeu, nu vreau să prezint sub o formă peorativă ce se întâmplă la în noi în cinema. Dar sunt niște caste, sunt niște bisericuțe, unii fac niște chestii, alții fac niște chestii. Nu discutăm valoarea intrinsecă a chestiilor pentru că am văzut filme foarte bune și de la unii și de la alții, am văzut filme și foarte proaste, și de la unii și de la alții. Că e în error. Da, și fiecare are meritul lui în tot peisajul ăsta. Fără discuție, adică, Doamne ferește, eu mulțumesc lui Dumnezeu că se fac filme și că merg în continuare. Și... Voi când ați făcut 2020, nu pot să 20-20, te rog frumos. 2020. 20 Așa. Știați de 2020 20, 20 al lui Cristi Puiu? Nu, habar n-aveam despre 2020 20, 20 al lui Cristi Puiu. Care de fapt, făcut... despre 2020 al lui Cristi Puiu. 2020 al lui Cristi Puiu. Am Dar aflat... ala cu cifre romane. Da. XXMM. Așa, așa. Da. Am aflat, uh, nu de foarte mult timp, și de altfel, Bobby a și vrut să schimbăm uh, titlul filmului și să-l numim exact cum a fost numit uh, scurtmetrajul Remisivir. Uh, dar uh, mi-am spus de ce să ne simțim obligați să facem o chestie doar pentru că ne e frică. Și am luat legătura cu Cristi Puiu, efectiv, și l-am întrebat, Cristi, te deranjează dacă păstrăm titlul filmului? Am, și găsi pe cine să întrebați dacă deranjează. De ce zici asta? Pentru că Cristi e, deci, reputației lui, el e foarte permisiv și foarte simpatic și foarte ok. Și da. cu o profundă dragoste pentru tot ceea ce înseamnă film. Film, exact. Și asta m-a impresionat și pe mine. A spus, Ruxandra, nu mi ați luat nimic, de fapt. Este loc pe piață, până când lansez eu filmul, e posibil să-i schimb, să schimb titlul. Go! Și atunci am zis, hai să-i dăm fil titlul filmului pe care l-am gândit de la început. 2020. -20. Așa. Uh, am rămurit-o și pe asta cu 2020. Și acum, managementul eșecului. Așa. Băi, îmi pare foarte rău că trebuie Vrei să-mi să vorbești? De... Eu vreau să vorbesc despre actorii, despre... Vorbim și despre Așa. actori Hai să vorbim despre eșec. Păi, ți-am zis, e... E foarte complicat să avem discuția asta, exact cum spuneam, să nu cădem pradă subiectivismului ăla. Uh -huh. Și e foarte complicat să faci un film în România. E foarte complicat să faci un film în România și e foarte complicat să și vorbești despre asta. Că de la un punct încolo nu știu cât interesează pe oameni. Pe de altă parte, am văzut tineri din ce în ce mai interesați în a face film. Tu știi câte începuturi de film care așteaptă finanțări, știu eu, vreo 3-4 extrem de interesante? Uite, dau un insight. Am văzut niște secvențe din ceea ce se vrea un lungmetraj science fiction făcut de Isabela Santo, care m-a spart. Uh -huh. Și asta e o fată care face videoclipuri comerciale pentru artiști de la, nu știu, Global Records. Poftim. Da, e incredibil. Da. Și am văzut bucățile alea de lungmetraj extraordinar. Da, ea e printre preferații mele. La nivel de scurmetraj, de regizor de scurmetraje foarte bune, care ar merita un feature, e Tudor Botezatul care e un regizor extraordinar, are un scurmetraj despre un meci de box care e absolut senzațional și sunt 12 minute de one shot. Mm -hmm. Este un one shot de 12 minute regizat aproape perfect. Cu cameră care se mișcă, tot, toată acțiunea se întâmplă în culise, cum ar veni în green room, înainte de un meci de box. Și știu o, o grămadă de exemple. Am văzut un film de școală care m-a spart. Mie îmi place foarte mult să mă duc la vizionări de-astea de filme de școală. Și am văzut un student, cred că era anul 2 sau 3, care a făcut pâlnia și stamatea lui Urmuz, care este ecranizarea a unei scrieri literare suprarealiste. Pâlnia și... Este despre... Pentru cei care nu știu pâlnia și Stamat, mă îndoiesc că oamenii care se uită la podcastul ăsta nu știu, dar este despre cum un fiu se supără pe tatăl lui pentru că iubita fiului era o pâlnie care îl înșeală pe fiesul cu taică -sul. Și de Sexul e descris foarte grafic da? și, și foarte mișto cum, cum treceau amândoi prin pâlnie. Și adică Chiar la un moment dat nu-mi dau sau. că e și un trisam cu pâlnia, n-am înțeles exact. Bă, și greu să faci filmul ăsta. Da, 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 da. Este atât de absurd când povestesc acum, încât pare un desen mare respins de la Coyote and Roadrunner, pe cuvântul mm -hmm. meu, și variantă pentru adulți. E atât de greu. Și sunt foarte multe și e foarte important, exact cum spuneam, trecerea asta de la scurmetraj la lungmetraj și cât de greu e să facem. E foarte greu să facem Și să obții banii și să, da da, știi că e faza dacă m-aș fi luat după ceea ce mi s-a spus întotdeauna, n-aș fi făcut nici agenția de publicitate. Pentru că la fel, deci îmi terminasem studiile în Franța, am venit în România, aveam o experiență de agenție, doar dintre asta că am făcut, am făcut niște workshop sau niște stagii așa, în agenție, într-o agenție de publicitate și am zis, eu vreau să-mi deschid agenția mea și toată lumea din industrie îmi spunea, e imposibil. Este imposibil ce vrei tu că nu ai experiență, că nu aia, că nu aia. Și a fost posibil și uite că am ajuns cu agenția să fim în top 13 agenții de publicitate din România. Adică sunt genul de om căruia cred că îi place să facă lucrurile și altfel, știi? Doamne ferește, dacă nu iese cu filmul ăsta, ce se întâmplă după? Asta era întrebarea de fapt. Păi am două posibilități, ori mă opresc, ori continui, găsesc alte soluții, întotdeauna există soluții nu cred că o să mă opresc, pentru că sunt mult prea pasionată și am așteptat prea mult să, să fac lucrul ăsta, și să fac efectiv ce îmi doresc. Și atunci cum găsești strica producător, acum balansul între inputul ăsta subiectiv și inputul uh, obiectiv, că asta, asta e mare problemă. Asta, într-adevăr, este, un, este un, un, punct, dar în același timp, dacă nu era această pasiune, nu ar fi existat vondest, știi, adică până la urmă Merg împreună lucrurile. Cât s-a stat la filmori, cât s-a stat la scenariu? Hai să le luăm pe rând acum. Cât s-a stat la filmori, cât s-a stat la scenariu? Au fost secvențe... Sunt foarte multe întrebări aici, legate de cum s-a făcut filmul. Cât s-a stat la filmori, cât s-a stat la scenariu? Au fost secvențe care s-au filmat după ce s-a primit muzica sau s-a primit muzica după? Nu, s-a primit muzica după. Dar ce vreau să spun despre scenariu este că... Uh, deci, atunci când am primit scenariu, totul era perfect. Însă, Bobby este un tip care merge foarte mult pe. are un stil al lui, nu, nu respectă nimic. El este în funcție de cum simte atunci că trebuie să facă, știi? Și uh, ceea ce pentru actori este fantastic. Pentru pe unii poate bulversa foarte tare, pe alții. Uh, pentru alții este o ocazie fabuloasă să se exprime, să facă altfel lucrurile, știi, să, 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 găsească soluții. Și, și deci între cum a fost scris scenariul și rezultatul final, filmul, nu există nicio legătură. De asta nu are sens să spun cât s-a stat pe scenariu. Pot să spun câte am stat la filmări. Aș zice că 21 de zile au durat filmările. Și cât ar fi trebuit să dureze? Filmările au durat efectiv cât ne-am ne propus. Nu am depășit, nu am Press terminat. ai văzut și tu toate poveștile astea cu regizorii care au nemulțumit de relația cu producătorul pentru că presa producătorul. Ai depășit bugetul sau zilele de filmare. și. Da. Nu e cazul nostru. <coughs> și aici vorbim despre o industrie, vorbim de filmul american, o industrie care merge și generează. Clar da, și care este efectiv o industrie, adică acolo lucrurile într adevăr sunt totul e organizat, calculat. Deci am pus întrebarea dacă filmul e targetat pe România sau pe afară. E uh, targetat în mare pentru publicul românesc, deci zime exact ce te interesează mai mult, să prindă aici la noi în țară sau să prindă afară. Ambele. Dintre ok, am înțeles. Care e prioritar? Ambele sunt prioritare și oricum afară, deci ceea ce se întâmplă afară va depinde de debutul de aici, de startul de aici. Bun, și atunci având un plan și... Uh... știi pentru că este una să vinzi un produs care a funcționat la tine în țară și să mergi cu niște argumente și alta să te duci cu un film care nu a funcționat la tine, care a fost un eșec și să spui eu vreau să vând filmul ăsta care știi, adică nu prea ai argumente. Uite-ți, dau un exemplu de film de ăsta care are foarte multă particularitate etnică, dar care a avut succes și în afară. Totuși, când a dat nas în nas cu cinema universal, i s-a da. tăiat craca, deși filmul e absolut sensațional. Underground al lui Emir Custuriță. Și da. sunt oarecare similarități acolo o, și cu 2020. În 94 a ajuns la Cană. Da. Toată lumea dată pe spate este extraordinar, de altfel e singurul film serios în care o maimuță conduce un tank. Uh -huh. Pentru ce? Eu tot caut cucuri de astea și să-i fac pe ăștia mai mici care se uită la podcast. Bă, despre ce vorbește la? Există un film serios cu o maimuță care, care conduce, conduce un... un... Da, există. Da, mă, este o maimuță condiționată pavlovian să conducă un tank să bage o buză în tun și să tragă să țintească cu tun. Literalmente. Uitați-vă la Underground. E senzațional film. Doar că Underground a ajuns la can și a dat nas în nas cu Pulp Fiction al Tarantino. Uh -huh. Care e mult mai universal decât Underground. Că Underground totuși vorbește despre liberarea despre războiul civil din Iugoslavia. Da. Și a venit ăsta care a venit cu o comedie da. neagră care e mult mai arhetipală. Da. Balcanică. Aia a fost balcanică și Tarantino a venit cu Comedia nu Comedii negresam în amândouă. Dar Tarantino e mult mai arhetipală uh -huh. Decât asta Nu e atât de specifică Plus că folosește și actorii Simpatici, pe mulți dintre ei știa toată lumea Ăștia vorbeau într-o limbă Care nu era o limbă era de circulație internațională de? Și de asta Mi-e și mie teamă pentru 2020 Că nu e ca și cum Avem Tocmai ți-am dat exemplu de un ex film extraordinar. Sunt, sunt foarte realistă și, cum îți de la început, realizez că nu am folosit ingredientele succesului, nici măcar cele din România, de pentru piața din România. Bun. Dar e o încercare. Hai să facem așa. Care zici tu că sunt ingredientele succesului pentru o piață din România? Hai să scriem acum împreună. Așa? De fapt, să scrii și eu, notez, uite, da? notez mental. Decalogul filmului de succes în România. Da, cred că tu ești în poziție mai bună să, să, le spui. Păi nu, că dacă eram, făceam. Ok. Dacă eram, o făceam producător. Așa mănânc căcat la microfon. Păi unul dintre ingrediente este să folosești, să ai în cast oameni cunoscuți de public. Așa. Indiferent ce meserie au, dar să fie cunoscuți de public. Nu l-am, nu l-avem. Să ai un regizor cunoscut, nu l-avem. Care e cel mai cunoscut regizor român? Cristi Puiu, Mungiu... Dintre filmele care au vândut extraordinar de multe bilete în ultima vreme, cât au fost regizate de Cristi Puiu sau de... Ai dreptate. Mungiu. Da, trebuie să ai pe cineva cunoscut, măcar regizor sau cast, știi? Adică trebuie să existe. Noi chiar nu avem pe nimeni cunoscut. Chiar dacă actorii din film sunt unii ei, de excepție. De exemplu, este Simona Măicănescu care are o carieră internațională. Simona a jucat în Franța în actriță de teatru, actriță de film. A jucat deci în Franța, a jucat în filme americane. E fabuloasă, nu știu dacă ai văzut un vreun film, dar este efectiv fabuloasă. Așa. A avut și acum un spectacol la Teatrul Național de la Craiova, Viziunea vizuinii, cu 600 de spectatori în care era pe scenă doar ea și cu un muzician un monolog de oră și jumătate, e fantastică pur și simplu. Este Silviu Geamănu, actor de teatru la Bulandra, Puiul Lăscuș, care actor din Hunedoara, deci tot așa puțin cunoscut de public, și care a mai jucat în diverse filme comerciale la noi, dar într-adevăr, în rest, nu. Problema nu este de valoarea intrinsecă nici a proiectului, nici a oamenilor care se implicați în proiect. Că de asta vorbesc cu tine ca producător și ca om de marketing. Problema este a conversii dintre valoarea intrinsecă, popularitate, priză la public și finalitatea fiind să scoți omul din casă să-ți dea bani să vină să-ți vadă film. Da. Asta este marea problemă. Da, aia tot pun întrebările astea da. care par atât de enervante. Da, noi de asta am abordat în schimb un subiect care ne-a impactat, cum ziceam la început, pe toți, care este pandemia și toate nebunile pe care le-am făcut cu toți în perioada aia. Un subiect care pe unii poate deranja, pe alții uh, nu, din potrivă. Și uh, pandemia asta este un, uh, a fost un moment care a creat o traumă la nivel general, la nivel mondial. Iar uh, cu 2020, -20, cred că ceea ce ne-am dat seama că propunem este cumva să vedem ceea ce s-a întâmplat atunci, dar dintr-o altă perspectivă. Știi? Și nu știu dacă ai fost pe la psihologi sau așa, dar... vine pe la mine. vine pe la tine, așa. Dar se spune că dacă te uiți la traumă, dacă privești trauma dintr-o altă perspectivă, este o parte din procesul de, de vindecare. Da, dar există o perioadă de buffer, de tampon. Dintre momentul în care se întâmplă trauma, Momentul în care conștientizezi trauma, momentul în care conștientizezi efectele traumei și momentul în care începe procesul terapeutic. Or Ori filmul ăsta funcționează din punctul meu de vedere, așa l-am perceput eu, ca un proces terapeutic. Copii mecanismul fi în râsul, că e comedie. Și atunci te întreb. Is it too Adică, mie mi se pare că noi la nivel colectiv încă n-am procesat încă cum trebuie Ce trauma -a asta a pandemiei. Da. Și mi se pare că nici nu vedem încă efectele, că am spus, tu ai zis foarte bine. Ne-a schimbat comportamentul colectiv definitiv, nu mai suntem aceiași, doar că încă nu cred că am conștientizat efectele pandemiei, astfel încât să putem să și râdem de ea. Da, uh... Și subiectul este riscant, deci din toate punctele de vedere cu filmul ne-am asumat toate riscurile posibile. Uh, sunt de acord cu tine, dar pe de altă parte, deci noi atunci așa am simțit să facem, știi? Adică e o chestie pe care am simțit-o și îmi place să merg după ce îmi spune sufletul, să nu fac strict ce îmi spun uh, cifrele, calculele și uh, previziunile, știi? Uh, de asta am și ales uh, actoria și, și arta. Uh, ce vreau să spun este că, da, sunt mulți care ne-au spus e prea devreme, este prea târziu, e să lansezi filmul ăsta, că subiectul este incomod că și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă stai să te uiți filme despre al doilea război mondial sau. și acum se fac. Nu contează, cred, când, dar atunci a fost să fie și acum lansăm. La patru ani de la. De la primul lockdown. Noi așa am vrut să-l lansăm pe 16 martie, fix că pe 16 martie 2020 a fost primul lockdown. Îl vom lansa pe 15 martie, fix la 4 ani. Ce făceai în momentul în care s-a anunțat lockdown -ul? Deci tu eram, personal. Eu personal eram la Paris, eram, deci trecusem printr-o răceală oribilă, eu cred că am avut COVID înainte de, Bivore înainte să, știu, scurt. înainte să știu că exista covid -ul. dar am avut cea mai nasolă răceală din viața mea. Tu știi că asta e povestea pe care o spun cei mai mulți oameni. Băi, eu am avut COVID înainte să se dea la Dar foarte mulți îmi zic chestia asta. Băi, eu cred că am avut COVID. Practic toți cunoscuții mei au avut COVID înainte de asta. Ok. Scuze. Oricum, deci eu veneam după o răceală îngrozitoare în care am stat două săptămâni acasă lată. Și ne-au anunțat că e lockdown și că nu mai avem voie să ieșim din casă, doar să ne plimbăm așa. Îmi amintesc și acum am ieșit să mă plimb pe malul Senei și a venit poliția să verifice unde locuiesc și așa și uh, eram la o distanță de peste 500 de metri de casă, o chestie de genul ăsta. Și mi-au zis că trebuie să mă întorc, că n-am voie, că altfel îmi dau amendă, știi? Și am zis, nu se poate. N-am ieșit de, din casă de două săptămâni, vreau și eu să merg un pic, nu fac altceva decât să merg. Și eram singură pe stradă, nu mai era nimeni. Și când am văzut că e chiar atât de nasoală treaba, am zis, trebuie să fugim din Parisul ăsta, pentru că o să ne bunim, nu știm cât timp durează. Și așa că ne-am retras în, pe Valea Loarei, într-un castel. A unde așa. am avut curte. fost nevoiți. Am fost nevoiți. Dar... V-am pierdut da. viața. Am plecat, am fugit cu, cu o mașină foarte mică, cu un Mini Cooper, așa, și patru, da? Sportes. Cu bagaje. Sport. Ce mini mai... Cooper. Nu, nu, una de colecție, dintre aia, din primele... A, așa, a așa. Mini Cooper, nu... Mini uh, Cooper. Deci Morris, nu Cooper. A așa, Morris, exact. A așa. Uh. Și uh, îți dai seama că nu prea am avut... Uh, spațiu să ne luăm bagaje și ne am știut pentru cât timp și așa mai departe, mă rog, am avut o pereche de basketi cu mine și am văzut că pot să trăiesc doar cu o pereche de încălțăminte, știi, ceea ce pentru mine a fost, wow, e posibil să trăiesc atât. de Din care timp? ați gătit pentru câte persoane. <laughs> <laughs> nu puteam să mergem la cumpărături. Așa. Da, Băi, n-am cu... auzit pe nimeni, deci asta este extra, e literalmente este cel mai bun citat pe care am auzit de multă vreme în coacee. Am, stat... am trăit în pandemie doar cu, o pereche, doar de cu basket. o pereche de basket. Și a fost foarte bine, știi? Deci, pur și simplu. Da, s-au tocit, dar au fost Vița foarte opțiunilor îți, îți ușurează foarte mult viața. Dar a fost fantastică, nu stăteam dimineața să mă întreb cum mă îmbrac și cu ce mă îmbrac și cu ce mă, mă încalză. Uite, facem o paralelă cu o chestie pe care ai zis-o mai devreme. Lipsa opțiunilor îți ușurează foarte mult viața. În sensul în care viața ta a fost mult mai ușoară pentru că a avut doar o pereche de bascheți și treaba cu agenția ți-a ieșit foarte bine în contextul în care nimeni nu ți dădea nicio opțiune. Nu o să iasă. Vezi? Vezi cu cât. Clar. Și acum cu Van îți spun sincer, toată familia mea mă descurajează și m-a descurajat de la început. Li s-a părut că e o nebunie. Dar îmi doresc să fac asta. Family. Family, da. Cei mai mari profesori. Dar nu, serios, acum, acum te raportezi cu familia, adică s-a avut discuție, mă rog, probabil ești la o vârstă la care nu trebuie să mai dai socoteală. Nu, da, totuși, aparent. Aparent, pentru, pentru că, da, contează ce spun, cum simt, dacă îi rănești, dacă te desconsideră, dacă sunt chestii care, pe care le simți. Episodul cu tine o să fie pus la o săptămână după episodul cu Nicușor Dan, primarul general al capitalei. Așa. Am anunțat că este episodul cu Nicușor Dan, primar general al capitalei. Mă sună, Maică, ce faci? Bine. Nu mai fuma. Uh -huh. Așa, nu mai fumezi. E varianta oficială. Te-ai apucat de politică? Da, zice, dacă te bagi în politică, te bag în pizdamânt. Zic, băi, mă, stai un pic. Tu, tu, tu. Asta a fost. Fat. Deci susținerea parentală este stratosferică. Da. Da. Vreau să spun că mie cea mai mare frică, de fapt, cu filmul ăsta, mi-a fost de cum mă, mă vor judeca ei mei părinții și sora mea Iar sora mea a fost la, la uh, avantpremiera de la Paris, care a fost săptămâna săptămâna asta, așa, a râs în hohote, deci efectiv mă deranja, pentru că o auzeam doar pe ea cum râdea, știi? Deci, cred că n-a râs soră mea de 5 ani de zile cât a râs în seara aia la film. A fost ceva incredibil. Zim de avantpremiera de la Paris. 1. De ce s-a ales avantpremiera la Paris? Din mai multe motive am ales. Pentru un film în limba română. Pentru un film în limba română. 1 pentru că firma este din e pariziană și atunci am zis că e bine să facem cunoscut filmul și uh, să se afle despre el și în Paris și în Franța. Doi uh, mi-a plăcut să împărtășesc momentul ăsta cu cunoștințe cu prieteni și trei la mână am vrut să văd cum reacționează publicul. A fost un test pe care l-am făcut să vedem francezii uh, și Alții, că au venit diverse naționalități, deci am avut oameni din Madagascar, Franța, Anglia, uh, Italia uh, și România, Republica Moldova, uh, am vrut să văd efectiv cum, cum reacționează. Pleacă din sală, râd și. A plecat cineva din sală? Hai să spunem, băi. Da. What? Nu. Au plecat Noi trei persoane. Sunt... Trei persoane au plecat din sală. Ok. Doi uh, sunt. Uh... Nu, 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 nu. Uh, dar nu știu din ce motiv au plecat. Tipa este directorul programului de ficțiune de la France Television. Azi. Așa. Și uh, celălalt este... și, uh, Dar încă o dată, nu știu, n-am întrebat-o. O să mă o întreb exact ce gândește despre film. Și a mai plecat uh, o tipă care trebuia să-și alepteze copti, copilul. Care are un bebe și nu a mai putut să stea. Aici nu discutăm. Da, în rest, și nu numai, dar după, după ce am terminat proiecția filmului, le-am propus, le-am spus tuturor că noi vom pleca, deci sala a fost plină, ochii a trebuit să ne oprim, să oprim vânzarea de bilete și invitațiile, a trebuit să le oprim cu o săptămână înainte, pentru că pur și simplu aveam un număr de locuri și îl depășiserăm. Aveam cu 30, mai mul, cu 30 de oameni mai mulți față de, de capacitatea sălii, când am oprit Așa. Și uh, le-am spus că noi vom merge într-un club pe lângă să bem un pahar și să mâncăm ceva. Așa. Și le-am zis, cine vrea să vină, să vină. Eu cred că au fost peste 100 de persoane care au venit cu noi după să continue, știi, chiar dacă nu noi am plătit, nu a făcut parte din bugetul filmului, au venit oamenii pentru că s-au simțit bine. Adonă, nu, la Zaiafet vine lumea la petreceri la astea, cum să nu? Stai că e curios aici, e posibil în București da. să fie... Să, e o cultură a freeloading-ului așa, adică sunt niște cetățeni pe care îi cunosc eu personal. Efectiv, mi-a explicat unul cum el trăiește doar din mâncat la evenimente da. mondiale. Nu, dar eu asta spun. Noi nu am plătit. Da, mă? Nu, 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 am înțeles. Okay. Stai să vedem în București acum, sunt foarte curios. Noi vorbim premergător uh, evenimentului avantpremierei din București. Da. Care este uh, feedback-ul uh, inițial, premergător avantpremierei? Care sunt reacțiile pe care le-ați primit? Am, am văzut prin oraș, sunt afișe cu 20-20. Cum simțiți? Cât de conectați sunteți la industria de film autohtonă? Urmăresc ce se întâmplă, dar și am, am coprodus mai multe filme. Lucrez cu, am lucrat cu Dragoș Bucur, cu Papadopol, cu Boguță, cu Alin Pang, cu Vărul M-am implicat vă în Sander. mai multe coproducții. vă sunt dom actori! Dom'le, tu nu știu dacă știi, noi avem cultul lui Vărul aici A, la Hepetist. Deci. Eu de-abia aștept să-l chem pe Vărul aproximativ. Pupatea și pe epolet, ce să-ți ce să-ți dau că n-am carnet? regele și Știi despre ce vorbesc? Vor să e un geniu. Și nu sunt ironic absolut deloc. Este un om, deci este un om cu o mare. Îți spun sincer. Da, știu. Băi, da. trebuie să ai coaie foarte mare să faci ce face vor să cu inima deschisă. Poate doar rabă. Și doar o singură dată, cu bună e ciorba de burtă după băutură multă. Băi, eu nu fac mișto aici. Mare atenție. Trebuie să înțelegi foarte bine lumea pe care, pe ce lume trăiești. Și România e foarte ciudată în sensul că, și zic asta tot timpul, sunt mai multe românii care conviețuiesc în același spațiu, în același real spațiu temporal. Și de asta e foarte greu să faci un produs care să funcționeze și să fie universal valabil. Că stăteam și mă gândeam, este atât de riscant și de asta apreciez foarte mult la tine că te-ai aruncat cu capul înainte ca să faci filmul ăsta. Și felicitări încă o dată, în primul rând, Mulțumesc. dacă să îndelare o mari și tu la fel, stai liniștit. E, e super riscant. Apreciez toți oamenii care se aruncă cu capul înainte știind cât de mare este riscul. După cum l-am apreciat foarte mult pe Bromania că a încercat să facă dramă comercială, mm -hmm cu copacul dorințelor și îmi pare foarte rău că finalitatea lucrurilor a fost aia care a fost pentru că s-a terminat într-un scandal între producători. Mă rog, am podcastul de la Cinemagia a povestit el. La apreciez pe Sandel că joacă foarte bine o carte care aparent este safe, dar de fapt nu este safe absolut deloc pentru că atunci când trebuie să ai conversia aia de care vorbeam, adică să faci oamenii să iasă din casă să vină să plătească un bilet să te vadă la cinema, e foarte periculos pentru că nu e privit ca un produs serios și mă refer la pupă, mă. Da. Ca să o zicem pe aia corectă. Așa, tu ai foarte mare curaj că faci chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care se asumă niște riscuri. Niște riscuri, pentru că pe mine mă întreba Stai că nu mai știu cu cine am avut discuția asta. Cred că cu Paul Neguescu chiar. Uh -huh. Că l-am zis, ia zi bă, că ești tu jmecher așa. Paul Neguescu e regizorul meu român preferat în momentul Și ăsta. el meu este. unul dintre regizorii mei. Piu! Da. Deci după Man of Deeds, după oameni de treabă am zis, gata, boss. Da. Nu, mă, s-a încheiat șmecherie. Ok, îl ai pe postelnicul care este The Goat pe actorie dar lăsând asta la o parte, la e un film senzațional. Mă zice, ia zi, bă, dacă ești tu tu dacă ai băgat bani, în ce ai băgat? Și am zis, singurul film în care aș băga bani ar fi la Sferbins de Movie. Punct. În rest, și poate, poate, filmul Regele, care nu o să vă spun dacă este despre Hagi sau Florin Salam. Asta, asta, o știu doar eu și nu o zic la nimeni. Nici Cred vorbesc... că nu e nici despre Hagi, nici despre Ba da, e despre da? unul dintre ei. Din, da, ok. Unul dintre cei doi? Sau... Da, unul dintre ah, cei okay. doi. Ori Hagi, ori okay. Florin Salam. Băi, e foarte riscant. Este, și ce spuneai tu despre faptul că sunt mai multe lumi care conviețuiesc în, în România asta și că fiecare este cu lumea lui și cu universul lui, mie mi se rupe de lume și în ce lume sunt și în ce lume conviețuiesc. Da, Efectiv, dar lor nu li e... se rupe de banii pe care vor să-i dă ca să distreze. Asta e marea problemă. Vezi? Optica asta condescendentă. N-are... Ți se rupe de lume, dar nu ți se rupe de indivizi, ca să facem o distinție foarte clară. Asta vreau Noi? să spun. Mi se rupe de lumi, în schimb de oameni, îmi place să lucrez cu oamenii care au curaj până la urmă, știi, și care fac chestii, care mișcă lucrurile. Le fac la un anumit nivel sau nu, nici nu contează. Nu. Important e că își doresc să facă ceva. Și că fac. Marea problemă cu artile astea, Așa? dragă Ruxandra, da. este, cred, Cornel Dino a zis cel mai bine. Băi, muncești la artile astea, dar din păcate artele nu-s fabrică. Și totuși, americanii au demonstrat că industria asta cinematografică, că chiar dacă este a șaptea artă, este totuși și o industrie. E o industrie. E o industrie, care... Dar, obiectiv, privind acum din afară, nu ți se pare că a început să sucombe industria asta de care vorbim, asta americană? Ba da, dar asta se întâmplă, adică totul este într-o mișcare, totul e într-o. și poate că e loc pentru altele, mai. pentru alții din, din zone mai puțin cunoscute, uite cum e România. Singurii poate că regizori, sunt visătoare, nu știu, da. Singurii regizori notabili care punctează foarte bine și la artă, și la succes comercial din ultimii 20 de ani din cinematografia americană sunt un canadian și un englez. Asta zice foarte multe. Și asta e marea problemă când te focusezi mai mult pe partea de business și mai puțin pe partea de show, ca să mm -hmm. zic așa. Urvind de Denis Villeneuve, care rupe tot cu Dune 2 acum și da. de Christopher Null, în care face ce vrea el. Vom vedea dacă o să rupă cu Dune 2. Cu primul a rupt, într-adevăr, dar cu 2 vedem. L-ai văzut? Nu l-am văzut, dar am aflat. N-am avut timp, că am fost prinsă cu lansarea filmului, dar... Este cel mai bun film religios de la patimile lui Hristos încoace. Da? Așa îi spune? Este de asemenea cel mai bun film de război de la Apocalypse Now încoace. Și în tot acest timp e cea mai bună poveste de dragoste de la Brokeback Mountain încoace. Mm -hmm. Vedem cifrele. Da, e, nu, e foarte tare. Da, și eu sunt foarte curioasă. Sunt curios. foarte curioasă. Din ce am văzut, de regulă, unul funcționează bine, doi, e posibil să nu. La nivel de critică sau la nivel de încasări? La nivel de încasări vorbesc. La nivel de încasări, vorbesc. Mi se pare că e mai mare hype-ul la 2 decât la 1. Mm -hmm. Nu știu. A fost și așteptarea el inițial, trebuia să iasă în iarna lui 2023, s-a amânat. Da. S-a amânat, pe urmă nu se știa exact data, când o să iasă. A ieșit acum și îți dai seama, mai ales fan base-ul hardcore și așa. Mm -hmm. uh... A zis, ia să vedem-o, pentru ce am așteptat încă trei luni. Și unii dintre ei sunt foarte mulțumiți. Mm -hmm. Eu am văzut într-o zi de miercuri, la o oră la care angajatul n-avea când să plece de la serviciu. Da. Deci undeva pe la prânz, miercuri pe la prânz. Și răsă la plină? La cine mă din Băneasa, care și în afara orașului, da. se stătea pe scări. Miercuri, da. după Ceea, amiază. Okay. Băi, da. se stătea pe scări. În România, la cinema. Uh -huh. N-am mai văzut așa de când a fost uh, tenetul lui Christopher Nolan și a rulat doar două săptămâni în cinema. Și nu puteai să-l vezi decât la IMAX. Da. Dar spune cum ți-a părut 20-20 că tu ai văzut filmul? Eu am văzut filmul. Mi s-a părut uh, foarte laud. Uh -huh. Este foarte laud. Și e, e foarte zgomotos are momente în care e foarte zgomotos și vreau să-mi dau seama dacă zgomotul e... și posibil să fi fost deliberat, dar o să vreau să-l văd în cinema. Trebuie să-l vezi în cinema. Marea problemă este că l-am văzut acasă. Mersi pentru screener. Eu tot povestesc că primez screenere. Face lumea mișto de mine. Da, 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 da. Tu primești tot timpul screenere înainte. Da, primesc o groană de screenere înainte. Mm -hmm. Mersi. Îmi place. Și l-am văzut acasă și am zis, bă, nu îmi dau seama dacă ăsta e neapărat film de văzut acasă. Pe lângă faptul că simțeam nevoia să fac glume proaste, care veneau din film, că e genul de film, e genul de film pe care trebuie să-l vezi cu tovară și ca să poți să faci glume proaste. Să ai momente în care te regăsești în personajele alea care sunt cretine absolut, care să cunosc de o viață, și să simți nevoia să empatizezi cu ce se întâmplă pe ecran, să faci fix genul ăla de glume idiote pe care le fac și aia. Așa. Și m-am uitat singur. Deci eu am văzut, ți-am zis cum am văzut filmul. L-am văzut între un documentar despre Buster Keaton și, și, o comedie în care o doamnă îl mușca pe fisul de, cur. de cur. fund, da. Sâmbătă noaptea, nu, vineri noaptea, la 1. În contextul în care o grămadă de oameni scriau pe telefon, bă, noi am ieșit pe afară, tu nu vrei să vii cu noi? Și nu. Am, e unul din puținele momente în care pus mă ușor la niște filme care mă interesează. Da. Și ai văzut filmul până la sfârșit? Normal. Eu nu întrerup niciodată filmele. Mm -hmm. mie îmi place filmul atât de mult și sunt movie buff ăla. Nu întrerup filmele. Da. Trebuie să... Foarte rar ies din sala de cinema, trebuie să fie ceva cu adevărat groaznic de natură personală, nu cu, cu filmul, astfel încât să... să părăsesc sala de cinema. Ok. Uh, e genul de film pe care trebuie să-l vezi în grup. Mm -hmm. Dacă îl vezi singur și trist, vineri seara, în contextul în care și gagici, și băieți, și nu îl Și dar obosit, de și cu noi. Filmul terapeutic, nu contează dacă s obosit, poți să te bucuri foarte tare de el. Muzica e făcută de un român sau de un străin? Nu, de uh, un american. Deși are teme folclorice românești. Există și teme folclorice românești. Păi ne-am dorit să existe și partea asta românească. Pentru că există referința sonoră autohtonă, pe de altă parte, este implementarea uh, foarte occidentală a muzicii. Dar am zis că e foarte laud. E posibil ca românii să nu fie obișnuiți să se vadă pe ei înșiși pe o muzică atât de americană. Cred că asta încercam eu să zic. Uh -huh. uh, nu știu ce să zic. Mie, mi se pare un, o alegere bună și este sunt o momente de exemplu, bună, dar adică nu e e, a fost foarte muncită muzica și toată sincronizarea asta dintre muzică și imagine, știi, adică de exemplu, nu știu la un moment dat apasă pe cheia de la mașină, știi, să deschidă mașina da. Mercedes-ul ăla. Super, despre care vorbeai tu. Casian. Casian, așa. Nu da, știu că în, momentul, în cap. Pac, auzi și sunetul care e, buf, știi? Adică e tot a fost muncit la filmul ăsta, chiar a fost uh, muncit. Tu, spre exemplu, ai recomandat să vadă filmul în cinema sau acasă? Eu aș sau cum a fost gândit filmul? Pentru cinema sau pentru acasă? Eu aș recomanda să fie văzut, merge și acasă, dar aș recomanda să fie văzut în cinematografie, pentru că e altă, E altă atmosferă, efectiv. Deci sunt convinsă, de exemplu, că sora mea, să zicem, știi, care nu este nicio pasionată de filme, îi se pare că ceea ce am ales eu să fac este total e o nebunie. Ia așa? și tu în serie Ia. ca lumea Și acum te-a apucat la 40 de ani să faci așa, ce mai și cu... Așa. Iar, soră mea, e iar sora mea avocat. Și uh, sunt convinsă că dacă ar fi văzut filmul acasă, nu ar fi râs atâta, cum a fost în sală, știi? Și faptul, că se creează o energie. Deci, îi vezi efectiv pe toți oamenii că se bucură, că râd, că le face bine, că unii plâng. E efectiv pentru mine a fost fenomenal cum se întâmplă la Paris. Ție ți îți place să mergi la cinema? Îmi place să merg la cinema. Dar văd filme și acasă. Da, mă, Din motive mă, eu, de. Eu, că, eu da. Dar cum, cum e la tine balansul? Eu, spre exemplu, prefer să vă filme filmele proaste la cinema. De ce? Pentru Am că dacă l-aș vedea... Nu, 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 okay. nu, nu, are nicio legătură cu 20-20 dou okay. discuția asta. Nu, mie mi îmi place atât de mult mersul la cinema, încât filme pe care nu le-aș fi ales într-o primă instanță acasă, eu mă duc la cinema și plătesc bani, plătesc bile ca să le văd, special. Mm -hmm. Și de multe ori, mulțumesc lui Dumnezeu că fac asta, spre exemplu, dacă te iei după ratingul de IMDB de la Argyle, da zici că n-am de ce să mă să... la asta. Pe de altă parte, eu m-am dus la cinema să-l văd și mi-a plăcut de a înnebunit. Mi-a plăcut extraordinar de tare. Alt film pe care l-am văzut de a intra pe HBO acum a proaspăt, e filmul ăla de Sisu, nu știu dacă apucat, Nu l-am văzut, nu. Care este, știi cum e asta? Uite, hai să spiciuiesc filmul. Este ca și cum Tarantino ar fi făcut încă un film despre al doilea război mondial. Mm -hmm. Doar că acum e cu rușii, finlandezii și nemții. Al doilea război mondial. Extraordinar. Denis, care nu-i nici pe departe omul care să aibă vreun attention span, băiatul care stă la montaj acum, atenția lui este de moluscă. Adică dacă n-ai făcut ceva interesant în 3 secunde, deja se gândește la Cum nemurirea sufletului. Da, nu are nicio treabă. Cum să scape? A dat drumul la Sisu, după primul sfert de oră era așa, primul lucru pe care mi l-a zis în dimineața asta e, bă, mamă, cum a fost Isus și am zis, bă, să vezi cum a fost la cinema, când uh -huh. te duci și ai așteptări zero, uh -huh. nu știi la ce aștepți și te, lo te lovește. Pe de altă parte, vreau să spiciuiești filmul, de ce trebuie să ieșim să vedem să 2020 la cinema, lăsând la o parte bucuria colectivă, da. asta pentru că este un film, deci despre doi frați, Max și Gelu, români care lucrează în Italia, căpșunari. Așa, și care decide în momentul în care pandemia se declanșează, de, decid să se întoarcă în România și să se protejeze de virus, prin orice mijloace. Ei, de fapt, pleacă din Italia de frică, pentru că știm că în Italia -a, a fost. Asta zic, background-ul e că pacientul zero din Europa, din Veneția e, nu? Adică asta e povestea oficială a exact, autorităților. Exact, exact. Și cum, deci, pe ei a frica acolo și a zis, băi, mai bine ne întoarcem în România că e mai sigură viața. Și vezi pe ăștia care se întorc în țară, se întorc în satul Ghelarhi, județul Hunedoara. Și iarăși niște peisaje superbe în regiunea aia, deci, efectiv. Sunt niște, e un footage făcut cu drona la un moment dat. Da? Bă, nu știu cum ați nimerit cadrele alea E CGI? Nu. E doar filmare? Da. Deci doar a stat ați filmat cu drona până când ați prins scadrele alea? Exact. Bă, deci sunt alea din dronă, eram așa zis. Hm. M-am uitat după linie mată, m-am uitat după ce azi Bă, fi făcut în ceva? Nimic, nu. nu. E, e doar filmare. 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 Și chiar am avut și, mă rog, o să povestească Bobby mai mult despre asta, dar a avut și noroc, a fost și o doză de, de noroc dar oricum arată incredibil zona aia. Așa, păcat că nu este suficient de turistică. Uh, și deci cei doi se întorc în satul Ghelari, de unde sunt, și vezi că ei vin cu aerul ăsta de superioritate. Știi că dacă au fost în vest și au locuit acolo, înseamnă că sunt mai deștepți ca toată lumea și, și vezi tot decalajul ăsta între... în, în toate momentele filmului, între cei doi care vin din Italia și se dau mari, între frica de, deci faptul că toți, ieri, tuturor le era frică de pandemia asta, așa, e nebunul ăla care de fapt, parcă e nebunul de la Curtea Regală, care e singurul care... Da, bufonul care... regelui. Exact, bufonul regelui. Ăla e singurul care este, deci chiar dacă pare el nebun, ăla e mai aproape de adevăr decât toți ceilalți, știi, care își dă seama. Vocea Ce... rațiunii... Un nebun, iese, da, da. Iese după gura nebun. Gura da. păcătosului adevăr grește. Exact. Avem o grămadă. Ăla, Ăla explică -mi și mie, te rog, foarte mult, că așteptam să avem discuția asta, dar o să vreau să vorbesc și cu regizorul ăsta, vreau să văd optica ta și Așa. optica lui. Explică-mi și mie secvența de sadomasochist din film. De practic, Secvența în care sunt destul de grafic reprezentate niște tehnici sadomasochiste. Mhm. Uh -huh. Nu ca aș fi direct ce? interesat, între pentru un prieten. Așa, ce te interesează? Nu ce să, vrei să știi? Nu, 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 nu. Nu. Unu, de unde a venit chestia aia? Adică. Așa? La un moment dat a apărut că vine de niciunde treaba aia cu sadomasochism. Pe de altă parte, eu am o explicație, dar vreau să văd care e explicația ta și ți o zic și eu pe a mea după aia. Deci rolul meu, în afară de faptul că sunt doctoriță... Așa, și impostoare sentimental, intelectuală... Nu aș spune asta, rolul. Însă... Așa. Rolul este... Nu, 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 rolul. Fiecare vede altfel, eu l-am văzut altfel. Așa, fac și eu video chat. De acolo vine, făceam video chat, de fapt. Și de acolo, de asta... Avem... Eu n-am înțeles că... n fă... înțeles? De asta dansam în fața... <laughs> Și eu care ziceam că. Ce fac ăștia? Păi eu am suflet curat, mă chiar credeam Ce? că ea e vindecătoare. Maxim am văzut-o ca un vânzător de ulei de șarpe. Aha, nu, 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 nu. Deci, făceam și videochat. S-a dezvoltat videochatul în perioada aia, Foarte știe? tare. Nu? Momentan am. Vreau să-ți spun ceva. Tine. Deci, sunt mulți oameni care au văzut filmul odată, nu au prea înțeles. -o. De fiecare dată când vezi filmul ăsta, vezi altceva și îți dai seama de alte lucruri, știi? Adică e incredibil. Și eu, când mă uit la film, îmi dau seama că înțeleg altfel sau că sunt chestii pe care acum le înțeleg. Știi? E... Din punctul ăsta de vedere, e incredibil. De deci ce era la Stai că eu am rămas cu. La ah, video. De deci ce era? Păi, atunci să-i explică mult mai multe din film, dacă era la video. Păi da, eu dansam în fața calculatorului, în fața laptopului. Și mă distram și ea, așa că făceam video chat și eu l-am aprins. Mă rog. N-am înțeles, mă, am fost... Bă, eu sunt pro... Ce dracu făcea mea Pai... cum făcea video chat? A, deci făcea video chat. Încă un selling point. Vezi? Băi, eu, eu aștept, primul film, mai mult sau mai puțin serios, despre video chat. Asta atinge un pic, da. De fapt, filmul ăsta atinge multe lucruri care s-au întâmplat în perioada aia. Chiar dacă într-un mod foarte, să zic așa, cu tente burlești, dar sunt, adică fiecare se regăsește măcar 1% în unul dintre lucrurile care s-a întâmplat și indiferent de pe ce parte a globului ești și de unde vii. Exact cum spuneam. Pe de o parte atinge tema vânzătorilor de ulei de șarpe și a exploatatorilor sentimentale, emoționali din perioada aia, că au apărut foarte mulți vindecători de ăștia miraculoși și așa. Doi. Eu cred în vindecări miraculoase. Și eu cred. Și cred în magie, cred în... Uh, are și ăla... Doamne ferește, nu-i incriminez absolut deloc. Are rostul lui, Dar care nu e unul dintre... Ele. Nu, 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 nu. Dar o persoană poate să aibă mai multe calități, mai multe competențe. Dacă banii surveniți în urma practicării de video chat sunt investiți într-un act medical, așa poate ajuta videochatul la Nu știu, dar se pare că industria de videochat din România este pe locul 1 sau pe locul doi în lume. Acum pe locul 1. Am vorbit cu doamna Boroghină legat de chestia asta, chiar vrem să facem material. Uh -huh. Despre videochatul la noi, doar că aștept să se așeze niște date și aștept să văd pentru că e foarte interesant videochatul în an electoral. Știu că pară tâmpenie, da. dar nu e. Pentru că e strâns legat de direcția în care o iau oamenii sau nu. Și uite, spui de an electoral. Gândește-te ce noroc pentru noi să-l avem pe Trump în film, știi? Să vorbim despre da, Trump da. în condițiile în care acum se uh, sunt uh, toate dezbaterile pentru, ele, pentru alegerile din uh, state. Altă temă, exact cum spuneai, destul de sensibilă, mai ales în perioada pandemiei, a fost pro-trampismul ăla. Exact. Și toate... Faptul că s-a umplut Facebook-ul de declarații de lui Fauci. Uh, ce a mai fost atunci? faptul de că de asta. veneau știrile, deci erau știrile astăzi, se, erau într-o direcție, mâine se contraziceau, deci era tot o, o nebunie și asta este surprins în că existenței noastre era locul unde se intersectau mai multe universuri paralele și noi primeam știri și dintr-un univers și din altul, dar nu știam nu, care din care, adevăr, care de era fapt. bun sau nu. Deci efectiv, exact așa era. Da. Trebuie să vă radeți în cap. Te cește... tundei. Te rașchetai no, cu... Lung, da. Te rași lung ajută și poate preveni. Virusul vrut. nu rezistă la căldură. Pe urmă, căldura nu are niciun efect asupra virusului. Și așa mai departe. Deci, îi avem pe Trump. Îl avem pe Iohannis în film. Îl avem cumva și pe Zelens Zelenski, iarăși. Ochii. Bă, așa, da. O asemănare care a fost total întâmplătoare. Păi am văzut, cred că, pe postarea oficială a paci de film, când ați postat afișul pentru prima dată, primul coment a fost, de ce e filmul cu Zelenski? Să uite l și e, pe Zelenski. Exact, da. da Vreau să spun arată. că în dimineața aia, deci când uh, Silviu uh, a trebuia să filmeze, deci toată lumea care venea să uh, spre filmare, spre platou, uh, Veneau unii și ne ziceau, Au să nu cumva să-i spui lui Silviu că seamănă cu Zelenski. Pentru că, după ce l-a atuns și după ce l-a îmbrăcat în uniformă, deci, efectiv, asemănarea era surprinzătoare. Da. Când s-a filmat 2020? În noiembrie 2022. Și am vrut, inițial am vrut să ieșim cu filmul în martie 2023, dar n-a reușit să-l terminăm între sfârșitul lui noiembrie și uh, martie, adică a fost perioada prea scurtă pentru postproducție și uh, de asta îl lansăm anul ăsta. Alt ingredient de stat cineva, nu, pentru succesul unui film, cel puțin în ultima vreme, ultimul exemplu, Tati part-time, spre exemplu, e controversa. Dacă apare un scandal, dar trebuie să apară în mod organic. Că dacă e să ne luăm după succes, team building a avut controversă în jurul ideii că mamă ce înjură aia în film. Să nu care cumva să vă la un film la care se înjură. De aia s-a dus toată țara. Pe de cealaltă parte, la ăsta, hei, pe de cealaltă parte la ăsta, la tati part-time, s-au luat toți de copilul măruță. N-am înțeles de ce toată țara a încercat să... Toată țara mare parte din țara încerca să intre în război cu un copil. Să știi că a fost o discuție pe care am avut-o și eu cu echipa de PR și și cu Bobby bărbăcelor cu regizorul filmului. Așa. Dacă să creăm. Pentru că în industria asta se creează controverse cumva și pe Ar urmă. Trebuie, da. Așa. Și am ales să nu o facem, pentru că filmul ăsta e un film la care s-a muncit efectiv și cred că nu cred că are nevoie de artificii ăsta. Dacă merge lumea, vreau să văd ce se întâmplă pe bune. Efectiv, pe bune ce se întâmplă. Cu totul făcut curat. Uh, dar dacă s-a discutat despre crearea controversii, probabil s-a discutat și despre potențiale scenarii de controverse. Da, unul dintre, ei era, unul dintre scenarii era să se întâmple o nebunie la Paris, de exemplu. După ce Hebdo, mai trebuia. <laughs> Ce ar fi trebuit să se întâmple la Paris? Nu spun acum, dar... În contextul în care paris acum, ba, e război civil, ba, nu e război civil. Așa ba... pare, de la distanță. Da. Nu, e chiar așa. Păi da, dar nu contează... Ba, nu, este chiar așa. Și știi de ce e chiar de așa? De ce e chiar așa? Pentru că am văzut la televizor. Aha. Da. Uh, am avut, de exemplu, după ce am făcut mărirea de capital, am făcut o întâlnire cu toți investitorii. Unii dintre ei din România. Și am avut investitori care n-au vrut să vină pentru că nu mai știu ce era, ce eveniment era. Știi că le-a fost teamă să nu... Nu e chiar așa. Deci nu vrei să zici care a fost. Eu sunt foarte curios care au scenariile astea de controversă. Să fie un scandal. Uite stau ce scandal? Legat de ce? Pe, S pe sex sau pe, pe ce? Pe ce era scandal? Nu, nu pe sex era... sau pe panaramă? Nu, pe panaramă, pe, pur și simplu. Pe, pe înjurat, pe măscări? Chestii de genul Dintre asta, cine da. și cine? Hai că încet, încet nu, în nu, ce nu, 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 dacă... Bă, păi, dacă era dacă... o idee bună... Nu știu, nu am Vreți cu... să ne certăm acum ca să putem să ne certăm să se preia, să zic. Hai că... să ne luăm la bătaie. Mama, atâta trebuie să fiu văzut că mai la bătaie cu o femeie. Îți deci, dai e... seama? Da. Că dacă dau, sunt sexist, dacă nu dau, sunt misogin, că nu respect femeia și nu o tratez ca punecal. Deci oricum, oricum o dai, nu e bine. Da, 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 da. da. Bine, era și gluma extrem de proastă, oricum te bați cu femeia, nu e bine. Deci ca... Orice mare. faci cu femeia, nu e bine, știi? Bă, nu, nu, doamne ferește, violența domestică și violența în general este o idee care mi-e repugnă complet. Ca să fie foarte clar, ca să ne așezăm și pe ultimul scandal Bine, social. Atunci at 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 stau, stau liniștită. Acuma, da, poți să stai liniștită oricum. Ideea este să stai liniștită și cu oamenii veni la cinema. Ceea ce recomand. Băi, eu sunt și-am zis tot timpul, îmi place atât de mult filmul și îmi place să susțin atât de mult filmul românesc că eu sunt uh, publicul perfect. Eu mă duc și plătesc bile la tot. Deci este? Îmi place, nu-mi place. Știu Țântule, îmi dau seama, sau că am văzut super multe filme. Îmi dau seama de dinainte dacă o să-mi placă sau nu. Ce pot eu să vă zic, ca să nu pară că e foarte pus cu mâna, uh -huh. ce spun acum? Băi, 20-20 e posibil să vă deranjeze. Unora o să le placă foarte mult, altora nu o să le placă foarte. mult. O zic ce intuiesc eu. Cert e că nu s-a mai făcut așa până acum. Este diferit. Și uh, într-un fel e foarte bine că atinge puncte sensibile, știi? Mie îmi convine chestia asta, că nu-i lasă pe oameni indiferenți. Și am avut, într-adevăr, de exemplu, am o prietenă jurnalistă care mi-a spus, Ruxandra, eu tot ceea ce îmi doresc cu filmul ăsta este să nu iasă din țară. Să nu... că nu vehiculez o imagine tocmai frumoasă despre România, știi? În condițiile în care eu sunt uh, mega patriotică, să zic, nu naționalistă, dar mega patriotică și în... Așa că avem un punct în comun. Ne place la nebunie cinematografia românească și susținem cu ce putem fiecare dintre noi, știi? Da, bă, mie îmi place prin extensia faptul că îmi place filmul în general și mi s-ar părea că aș cântări lucrurile cu o dublă măsură dacă aș fi pe sistemul. Tot ce vine de la Hollywood extraordinar și ce de la noi în pișat. Nu! Nu! Și eu sunt de aceeași părere. Da. Și... Uh... Iar mie mi se pare cumva că... Deci filmul ăsta arată E efectiv, capacitatea românilor de a face haz de necaz. Nu de a face mișto de o situație, că miștourile nu-mi plac. Dar de, să faci haz de necaz, să, să reușești să găsești uh, puterea să râzi de fiecare dată în situații îngrozitoare, în situații limită, mi se pare că e o forță fantastică pe care o avem. Uh, este un mecanism de coping pentru români? A rămas umorul mecanism de coping pentru români? Uh. În contextul în care în ultima vreme am tot vorbit cu oameni care au venit în România și mi-au zis, bă, dar sunteți foarte supărați, așa sunteți foarte încrâncenați. Aparent. Și eu încercam să zic, bă, dar știi că noi și râdem foarte mult, adică inclusiv de noi, adică trecând peste zona de bășcălie, bășcălie sau. Da. Care acum se numește Caterinca Proastă. Uh -huh. Așa, ăsta e termenul. Caterinca okay. Proastă. Este. Așa? Deci nu doar Caterinca bă, nu. și proastă. Nu, ia asumat că asta îmi place. Ce faceți? Caterică fras okay. Deci e clar. Trebuie să intri în discuție cu zero așteptări. Cam așa e. Adică umorul e un mecanism de coping la noi. Este, este și. Care ne ajută. Și pe care nu l au toți. Toate popoarele vorbesc. Care e cel mai serios popor pe care îl știi? Pe care l-am cunoscut? Japonezii mi se par cei mai serioși. Cu toate că, deci eu n-am avut ocazia să-i văd, că am înțeles că se distrează într-un mod copios și că sunt... Unde mă, la karaoke? Da, așa am auzit, acum nu știu, n-am... Când în originală. original. Original, asta, probabil. A fetei... Așa, da, japonezii mi se par foarte serioși, ca popor. Păi așa și nemții sunt foarte serioși. Da, dar totuși... Nu știu, japonezii sunt de pe altă lume, sunt altă. Ui sunt de pe altă lume, dar nu știu câte uiți tu la anime -uri. Deci, eu mă uit la anime și la seriale Așa? de la anime și vreau să zic că umorul e atât de bine scris în alea. Uh -huh. Deci, vorbesc serios. Am văzut un anime cu un băiat care are un cap de drujbă și care omoară demoni și se angajează, are 16 ani băiat, și se angajează într-o luptă personală cu satan. Deci îl challenge pe Satan, deși el are doar 16 ani și Satan are 2.654.000 de ani. Și se duce să-l omoare pe Satan pentru că a promis o colegă de clasă că dacă îl omoară pe Satan, o lasă să-i pună mâna pe țâțe. Și ăsta este serial mega de succes, uh -huh. Chainsaw Man, anime japonez, la care m-am uitat și este extraordinar. Eu îl am pe unul dintre băieții mei, că am doi băieții de 14 și 16 ani Așa. și cel de 16 ani este pasionat de animeuri, am încercat să îl extrag cumva din zona asta, dar nu are sens, dar ceea ce am observat uh, este faptul că de, sunt foarte deștept japonezii din punctul ăsta de vedere, sunt fabuloși și se inspiră din multe chestii din uh, legendele Olimpului, din uh, religia uh, creștină, din au foarte, au foarte, multe copiază foarte multe chestii pe care le transformă în modul lor, știi, Ce e foarte tare că pentru ei creștinismul nu înseamnă absolut nimic. E zero, da. Motiv pentru care cea mai bună satiră la ideea de religie în general vine ei o, de la ei. ei o fac, Bă, da. și foarte fani. Da. E genul de satiră la care. Până și Dumnezeu râde, atât de bine scris. Da, 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 da. Și știi de ce mai sunt deștepți? Tu ai văzut că deși se întâmpla să te uiți incidental la animeurile la care se uita uh, fiul tău de 16 ani, el A. înțelegea ceva și tu înțelegeai altceva pentru că are și subtext, sunt făcute special scris și pentru adulți. Clar, dar așa este și cu 20-20. Deci eu am înțeles ceva, Bobby, altceva uh, taică care s-a uitat la film cu totul și cu totul altceva Fiecare înțelege altceva Care este uh, optica Ca să zic așa, că presupun că ai vorbit cu oameni Bă ce crezi despre film Care este părerea despre film Care te-a surprins cel mai tare Adică nu te-ai fi așteptat la răspunsul ăsta Tu punând întrebarea Bă și cum ți a părut 2020 -20? Pe mine ceea ce m-a surprins cel mai tare și cel mai plăcut a fost uh, declarația Simonei Miculescu, care este reprezentantul României la UNESCO, ambasadoarea permanentă a României la UNESCO, care s-a plăcut, i, -i s-a părut filmul ăsta extraordinar, deci l-a gustat, la maxim. Uh, pe de altă parte, m-a surprins, în mod mai puțin plăcut, să zic așa. Uh, critica unei doamne care. Provine dintr-o familie unde au avut probleme cu alcoolul și cu așa, și care mi-a spus, nu am putut să mă bucur deloc la filmul tău, mi s-a părut extrem de trist și fiecare moment din film, parcă era ca un fel de bici dintre ăsta, parcă era de... a ținut-o foarte încordată. Pentru că cele mai euforice momente din film erau asociate consumului de alcool? Pentru că i-a apăsat pe niște butoane sensibile filmul. Dar ceea ce știu e să-ți spun și punctul meu de vedere, ce, ce am vrut, ce simt eu tra că transmite acest film, este faptul că iubirea este cel mai important lucru și că fără iubire nu putem să facem nimic. Eu asta am văzut. Dar -am zis, nu știu dacă sunt cinci care au văzut ca mine sau. Fiecare vede altfel. O, tu e, și de iubire. e și iubirea acolo, da? Eu încă procesez faptul că fata făcea videoceat. Încă nu-ți vine să crezi. Când doctorița făcea videochat. Dar video -chat. nu ți se pare foarte clar? Păi da, acum mi se pare și că... Și peruca acum aia, că... aia și perucile. De fapt, de ce purteam peruci în, în acum satul? Acum că mi-ai zis da, mi se pare foarte clar. Da, atunci când m-am uitat... Se vede că nu ești consumator de videochat. Că dacă ai fi fost... Păi <laughs> mi-am dat seama. Da, nu... Că altfel da. ai fi știut. Eu scufi, da, mi-aș fi dat seama cu perucinea. Nu sunt, nu sunt. Băi, și am avut gagică care făcea video cea, bă, dar nu vorbesc serios. Și ai fost tot așa surprins că făcea video Nu, dar mi-a zis, știi, că fac video așa și la mine... ok, eu nu fac video Poftim. Da. Da, nu știu, nu mi se pare nimic ieșit din comun, că nu mă interesează, dar nu mi se pare nimic ieșit din comun. După cum, nu mi se pare nici Nimic e și din comun, și că mă să un film în care o pune pe FISA, că da, aia produce el filmul, și nici nu mă interesează faptul că pe alții deranjează că el face chestia asta. Apropo de ce te interesează și cum e viața în general, duceți-vă la filme, duceți-vă la filme românești dacă vreți să mai vedeți filme în limba română, că e foarte important. La cinema, dacă vreți să faceți Caterinka proastă, cum am zis mai devreme, merge în grup. Da, mă, e genul de film, vorbesc serios. L-am văzut acasă, vineri seara, când toată lumea ieșea pe afară, între, repet, între o comedie extraordinară și un documentar extraordinar. Mm -hmm. Vreau să mă bucur de la cineva, motiv pentru care o să mă duc. Dar nu mă duc la Pomană, nu vin la Pomană, la evenimentul de Pomană, la parast. Nu la, Vino, Parastas, la ești Nu la tăierea de moț al filmului. Știu că sunt invitat, dar oricum. Nu pot să vin ca întreabă aici. Okay. Dar o să mă duc să plătesc bilet, la modul cel mai serios. Deci aștept, intră mă duc. Și chiar aștept să să, să-mi povestești cum vei vedea filmul atunci, știi? Cum vei fi da, bă, văzut filmul. aș știu că Pentru... face video -chat, fata aia. <laughs> nu, dar o să vezi și alte lucruri pe care nu le-ai văzut. Uh... s am trecut să separat pe Spotify, Apple, whatever. Ur... CD, nu știu ce. Urmează, vedem ce. Cum îl cheamă pe domnul care a făcut muzica? Ah, o să trimit. Ah, ok. Are, Kirk... are, de are, un nume are un nume, ceva. Nu Charlie Clauser. Nu, era... nu, 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 nu. A, ok, mă speriasem. Mama, Charlie oh. a fost să la Nijnes. Stau prost cu numele, e un defect. Eu stau foarte bine cu numele, dacă sunt obosile, ușile le încurc. Dar asta e altă discuție. Duceți-vă la 20-20, duceți-vă la filme în general. Băi, mersul la cinema e magic. Cât încă mai putem să mergem la cinema... Să profităm? Simt, da, da, da. Hai să profităm de chestia asta. Nevoie experienței colective. Mm -hmm este extrem de importantă și cred că fix în 2020 și în pandemie ați simțit nevoia de experiențe colective când să și vă plângeați de milă prin casă. S ați venit și nu condam și eu am făcut asta. Și mie mi se pare fantastic că acum putem să mergem la film, iar acum patru ani nu puteam, știi? Adică era... ne-am fi dorit să mergem, să fim înghesuiți într-o sală de cinema și acum nu e nicio problemă, știi? Adică într-un timp at atât de scurt. Apropo de asta și de bucuria mersului la ceva. true story, eu sunt pe doamna Irina Margareta Nistor, că aveam noi nu știu ce proiect împreună. Să ce faceți? Aia, ce să fac? Uite, mă duc până la Buzău. Era în pandemie. De ce vocezi doar la Buzău? E singurul cineva din țară, domnule, unde poți te bă, să ducea femeia la buză, o să uită Este la. pasionată de filme, deci a venit la Paris, pentru că i-a plăcut filmul 2020. -20. Chiar i-a plăcut filmul și a venit la, la Paris, a prezentat evenimentul și aș fi vrut să ne vedem să nu. A avut nici 5 minute, a fost și a văzut film după film, efectiv. A văzut un film înainte de 2020, -20. a fost. Deci a fost în, în continuu la, la filme. Tu ai problema asta de a vedea mai multe filme unul după altul, mai ales dacă da, au Da, pentru că le diferite. pentru că le mi se încurcă tot un în cap. Așa sunt eu. Deci nu nu mai reușește să mai discern între realitate film. A, apropo, vezi că eu am avut buffer jumătate de oră între alea trei filme. Așa. Deci nu, la mine se vede că eu să faceți țigară, să iese pe prispă. OK. Se vede următorul film. Nu, 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 trebuie să mă decompresez, pentru că altfel nu da, nu reușești să faci switch-ul. Nu. Repet, uh, ieșiți la film, ne vedem pe la filme. Deci sunt două locuri, uh, spații publice unde putem să ne întâlnim, negreșit. În metrou și la cinema. Și probabil în metro mă uit la chestii care sunt legate de film. Deci cam asta ca să pot să călătoresc între stații. Uh, și sunt foarte curios ce o să se întâmplă cu 2020. În contextul în care, pentru atenția românilor, în această perioadă avem o monolitul doi, 2 da. intra Iron Claw care este nu înțeleg de ce n-a intrat în uh, cursa pentru Oscar Iron Claw pentru că bifează foarte bine și pe politic și pe tot uh, nu prea mai sunt filme românești ba da, ăsta da, este un film uh, românesc care da, e reîntoarcerea, dam pizza la regie ăsta despre Brâncoveanu Ah. Intră acum, da, 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 da. Doar că, băi, este perioada de aur a filmului românesc și mă văd obligat să mai zic că asta, ești conștientă că anul trecut este primul an din istoria cinemaului românesc în care am avut trei sequeluri românești. Și mi se pare fantastic, deci este o perioadă unică pe care mai o trăiește doi da încă două lozuri, nu întăpă bani. Da. Și Dar încă două lozuri am și jucat și am fost și coproducător, da. da, da cât a la încă două Uite, un film care mă așteptam să performeze mult mai bine decât a făcut. -o. Și eu mă așteptam și toți ne așteptam să performeze mult mai bine decât. Înainte să spargem jazzul. Uh, cât din bugetul ăla de jumătate de milion? Tu ai zis. Da. Eu chiar sunt atent. Deci tu, tu, din... tot, tot, revii la cifre, nu te lași. Băi, este <laughs> pentru că în ultima vreme, tu ai observat că în ultima vreme de 5-6 ani încoace când vorbim de filmul românesc, vorbim de încasări, bilete, cifre, uh, câte, uh, câte intrări a avut filmul și tot așa. Iar acum 15 ani vorbeam despre ce premii da. lua filmul românesc și mi se pare o evoluție perfect normală. A fost perioada în care a fost nou val cinematografic românesc. Și perioada de film festivalier, care ajunsese un pic obositoare de zici că era lotul olimpic de gimnastică de la Onești, care trebuia să ducă la Olimpiadă odată la patru ani să întoarcă cu medalii. Da, și dar se care totuși poporului. au avut meritul lor pentru că au dat Bără o discuții. vizibilitate cinematografiei românești în lume. Da. Sierra Nevada este în triunghiul de aur al filmelor românești, dacă e să mă întrebabil. Mm, absolut. Așa, și 4-3-2, și cel mai probabil a fost sau n-a fost zic eu, dintre asta de după 2000. A, așa. După care a venit filmul comercial și s-a văzut foarte clar că sunt filme care poate să bifeze și într-o parte, poate să bifeze și comercial și funcționează. Da, și la public. Că au da. fost filme făcute de vloggeri, că au fost, nu, nu potează, contează, nu mă Au mișcat ceva. Tot ce trebuie să înțelegeți, unul, au mișcat ceva, doi, au Par gheața într-o anumită direcție, au bătătorit un drum și it's just a phase, este o etapă intermediară. Și acum următoarea o să fie filmele alea care punctează foarte bine și artistic și o să aibă și încasări. Taximetriști a fost un exemplu ok care ar putea să ducă în direcția asta. Libertatea lui Tudor Giurgiu un film care e și acolo și acolo, adică e și serios, a și scos lume. Sunt foarte curios cum o să performeze 2020. Mă rog, e comedie. Dar, uite, mai am o întrebare pentru tine. De fapt, două. Că da, asta voiam să zic. Din bugetul ăsta, cât a fost alocat marketingului, cât a fost strip pentru producția filmului? Oh, pot să nu-ți răspund? Băi, da, pot să nu răspund, atâta zic. La Diun 2 a fost 40 cu 60. 40% marketing. Cam asta e și la noi proporția. Asta e rețeta americană, uh -huh. de 40-60. Adică ei au fost foarte deschiși cu chestia asta. Da, asta este și la noi proporția, exact asta. Bugetul declarat a fost 190 de milioane. La ei. 40%, foarte mult pe marketing. Deci e da, da, apropie ei, de ce? Da, adică la noi exact asta este situația. Da, și nu știam despre Dion, ce, cum au procedat ei. Oh, cam atâta. Ai deja un plan ca producătorul următorul proiect? Da. Avem două proiecte, două idei. Le spui sau, le, sau se ginsuiesc? Nu, deocamdată nu, pentru că vreau să avansăm cu ele înainte de a povesti despre ele. De ce crezi că în America, atunci când vine vorba de film cu investiție mică și return foarte mare și rețeta de succes în state pornește strict pe scheletul de film horror, în schimb la noi pe comedie? Uh, nu prea s-au făcut filme horror în România. Da. Nu avem tradiție. Și comedia este ceva la îndemână, pentru că, așa cum spuneam, deci suntem niște oameni care râdem mult de tot. Da, dar da, și speriem foarte mult. Dar am observat Sunt, că suntem într-o panică totală. Suntem și fricoși. Da. Deci acum ultima panică de asta mai mare așa a fost că să dărâmă pasajul să surpă, să sucombă. Nu era asta în Asta era mai la trăit. Paris. Era la Paris, da. <laughs> nu era aia, a Paris, să, să cade și că da, l-aș chema pe primar. Dacă a venit domn primar sărac să-i dea Dumnezeu sănătate, că să sucomba, băi, panică generală, articole prin presă. L-a chemat pe domn profesor academician de la Facultatea de Construcții, pe domn Șerbulea. Domnul profesor, vă rog explicație. Nu se surpă nimic. Deci se surpă sau nu se surpă? Păi stai că zic, nu, ca la știri, exact ca în 20-20. Face materialul, spune domn profesor. Bă, nu să surpă, că nu e chiar așa. Articol. Dezinformare de la Happy Fish. Mamă, de zici că suntem agenție de presă. Nu se surpă, dar să surpă. Uh, vine primarul. Domn primar, să surpă. Dom'le, să surpă sau să nu se surpă? Dacă a să nu se surpe, trebuie să mă mai votați. Nu știu, mă rog, ce fi să Nu, glumesc acolo, eu una, stau pur și simplu, deci nici nu pun întrebarea să surpă, nu se surpă. Dă-o ce-o fi, o fi. Merg, știi? Da, cum Merg se rând. pare 2020? Domnule, n-am putut să mă uit că m-a trigăruit. Altul și bă, am râs, dar am rupt. Alții au plâns. Alții au plâns. Întrebarea este că, unu, știm cu toții că uh, există pasajul unirii care e posibil să surpe sau nu? Da. Știm cu toții că ai și 20-20 film la care e posibil să mergem sau nu? Da, ca să știm ce să spunem despre el, trebuie să mergem. Băi, nu mai vorbiți despre lucruri pe care nu le, nu le cunoașteți. Vorbesc serios. Sunt de acord. O chestie la Claus și Barroso înainte să iasă a fost, băi, își pusese teaserul și printre primele comenturi a fost o porcărie de film. Bă, n-a fost lansat film. Nu sunteți sănătoși la cap? Da. Tocmai dacă Și e vreți, muncă, e muncă să facem un film. E muncă, da, normal. Mai să aduni o echipă. Câți oameni muncesc și câți oameni, de fapt, își și câștigă existența. Că până la urmă sunt niște locuri de muncă pe care le le Recumpă generează. Este faptul că e o industrie generatoare de venituri, taxe pe la stat și Na. că ăștia nu bani care pe care nu se plătesc tax. Nu e spălare de bani. Stați liniștiți, că am auzit și teoriile astea. <laughs> nu legat <laughs> de filmul ăsta, cât de filme în general. Ok. Mi-a zis și eu, știi, noua metodă de spălat de bani? Faci filme. Filme. Zic că auzi băs. extraordinar. Nu. Ieșiți la cinema. Bucurați-vă de filme Uitați-vă la ele. Credeți-mă, încă putem să avem bucuria experienței colective. Nici nu știu dacă vă dați seama. Și nu știu cât va mai dura acum fără ai bele, da, 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 da. Și cred că e important să vezi filmul ăsta pentru că îți dai seama, rememorând ce s-a întâmplat atunci, în cazul în care se mai întâmplă, îți dai seama cum să te comporți, știi? Cumva te ajută să... Așa e, da. O singură temă ai. Uh... Ia spune eu că... Și nu știu să știi că de regulă am îmi fac temele. Da, nu una, două A, Clătite și banana bread Deci toată lumea -te le -o mie, da? Toată lumea făcea clătite și banana bread În pandemie Ăsta fiind cu mafioți căpșunari Fugiți din Italia Nu știu dacă în zona lor de interes Era neapărat făcut de clătite sau banana bread Ar Aveau altele Felicitări, baftă cu compania asta de producție, cu ce se întâmple. Deci eu sunt ca ăla care se duce la artist în seara lansării noului album și pune întrebarea și pe când următorul album. Dar e foarte important să se facă precedent. Și repet, mă bucur că e cineva care nu are nicio legătură cu castele astea care sunt bine știute, care a venit de niciunde și uite bă, încearcă. Și nu e prima tentativă de anul ăsta. Ceea ce mă bucură. Înseamnă că există un real interes pentru filmul românesc. Mersi mult că ai venit baftă cu 20-20, Ne vedem. Nu, nu ne vedem la premieră, că o să am treabă. O să să plătesc bilet la și 20, Și să-mi povestești cum ți-a părut filmul văzut din cinema. Da, dar trebuie să-mi câștig dreptul de a povesti cum mi s-a părut filmul după ce plătesc biletul să-l văd. Ok. Asta e șmechiria. Să vorbești așa, ne plătim bilet, că am primit un screener, nu mi se pare fer. Să știi că mă bucur că există oameni ca tine în România. Da, suntem foarte puțini. Hehehehe <laughs>